Cu mult drag vă salut, vă doresc o zi frumoasă, o zi împlinită și Doamne ajută! Sunt lângă o plantă extrem de valoroasă pe care aș vrea să o descriu în două cuvinte. Este vorba de nalbă, este o nalbă de cultură, o nalbă care face flori foarte frumoase. Există o diversitate de culori, și o diversitate de soiuri. Găsiți nalbă și sălbatică, mai multe varietăți, nalba mare, nalba mică, nalba de pădure, dar există și nalbă de cultură. Diverse soiuri, unele sunt și ornamentale, observați ce flori frumoase, delicate și frunze. Insectele sunt și ele pe aici, prezente un bondar grăsan. Este în flora aceasta delicată. Nalba nu este doar ornamentală. Nalba este o plantă medicinală excepțională. Este și o plantă perenă, ați plantat-o anul acesta și o aveți pentru mai mulți ani din aceeași rădăcină. Dacă nu stricați rădăcina, nu arați pe acolo în săpați, va răsări planta din nou. Unele sunt extrem de rezistente, vivace, se și mulțe singure. Unele încep să apară semințe prin grădină și să apară mici plântuțe sau o plantați dumneavoastră. Pentru început trebuie să găsiți un plic. Eu am luat plicul, cred că de la semințe 1, Reîntorcându-ne la valoarea acestei plante, este, sunt mucilagiile, e o plantă foarte bogată în mucilagi, una dintre cele mai emoliente plantă, adică a, proprietatea de a pansa, de a vindeca țesutul care este inflamat, iritat, bolnav, este o plantă cu vaste puteri antiinflamatoare, peste tot pe unde este inflamație în corp, ceaiul de nalbă face bine. Începând cu inflamațiile din cavitatea bucală, aveți afte, aveți gura inflamată, aveți amigdalită, gâtul inflamat, aveți stomacul inflamat, gastrită, un ulcer, aveți colită, aveți hemoroizi, vasele din zona aceea anorectală, inflamate pentru că astea sunt hemoroizi, cam peste tot, tot tractul digestiv, din gură până la ieșire, tot ce înseamnă inflamație, ceaiul de în este excepțional. Să nu uit în amănunt fiind uh, proprietățile curative, în mod special fiind mucilagiile, uh, desigur că acest ceai se va face prin macerare. Adică macerare la rece înseamnă, puneți frunzele tocate, merg și flori, merge și rădăcina, dar în cazul rădăcinii ați distrus planta. Deci cam toată planta este plină de mucilagi, se toacă mărunt, se pune într-un borcan de sticlă, îi puneți capacul și lăsați câteva ore, 4-5 ore, 6 ore sau de seara până de dimineață nu se folosește de pe, la 2-3 zile ceaiul, pentru că la un moment dat se acrește și veți găsi dimineața strecurați, veți găsi ceaiul destul de bălos, mucilaginos, și a lăsat mucilagile și, bineînțeles, faceți gargară pentru amigdalită. Am văzut cazuri de copii cu amigdalită purulentă, cu episoade repetate de răceală în gât, cu probleme serioase. După ce au făcut două, trei săptămâni gargară cu două, trei când de albă, trebuie să te ții să faci o cură dacă vrei să ai rezultate foarte stabile și pe termen lung și n-au mai răcit în gât ani de zile. Au n-au mai avut probleme cu amigdalita, deci chiar cred în ceul de albă, nu-l puteți folosi iarna, nu se poate usca planta pentru că mucilagele, în mare măsură, dispar. Se folosește de primăvara până toamna, puteți folosi frunzele, vârfurile florale sau chiar și rădăcina, așa cum aminteam. Îl faceți dacă e doar pentru gargare și nu, nu e pentru băut, vreți să faceți o gargare adâncă, îl puteți face mult mai concentrat, 2-3 linguri de frunze la o cană de apă pentru ca să fie foarte bogate în mucilagii. Dacă e pentru băut, o lingură cu vârf, de chiar două linguri de frunze, se toacă, se lasă la macerat și după aceea se strecoară și se bea. În același timp este ornamentală e frumoasă. V-am zis, există culori roșii, există unele chiar florile foarte bătute, pline de petale. Există altele cu flori mai simple, am vreo două varietăți în, în grădină. Dar sunt foarte bucuros, tot ce vedeți aici, plantuțele acestea, sunt în primăvară, nu foarte timpuriu, plantate la cubulețe de turbă, puse semințe, au ieșit, le-am mutat aici, le-am pus pe furtunele prin picurare la plantele perene, ca să nu mai sap aici, și iată, în vară deja, dita mai plantele, care aproape mă întrec în înălțime, cu flori frumoase, care ne încântă privirea și frunze. Frunza e și comestibilă, nu e foarte sănătoasă, două, trei frunze puteți pune și în salată nu pățiți nimic, din contră vă ajută. Este foarte bogat în calciu. Planta aceasta are multe alte proprietăți. E bogată în calciu ca atare excelentă pentru oase, pentru sănătatea oaselor și așa cum spuneam și pentru inflamații. Sper să vă servească aceste informații, să le găsiți folositoare și să vă ajute în viață. Doamne ajută!